Există foarte multe izvoare în lumea aceasta, dar o grămadă dintre ele sunt poluate. În seara aceasta eram invitați ca să căutăm și să alergăm la cel mai binecuvântat izvor, și izvorul acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. De mii de ani, el curge neîncetat și aduce răcorire pentru sufletele oamenilor, aduce binecuvântare, aduce mântuire și cred din toată inima că o va face și în această seară. Amin? Amin. Cu o singură condiție, să ne deschidem inimile noastre cu toții și să dorim izvorul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să mergem la acest izvor, la cuvântul Evangheliei, să deschidem împreună la pagina 992, Evanghelia după Luca, capitolul 5, de unde voi citi primele 11 versete, cu toată atenția, cu toată bucuria și respectul care se cuvine, să ascultăm al Domnului cuvânt, ce are o frumoasă intitulație, Pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Și noi spunem cu toții: amin. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Pentru seara aceasta binecuvântată, plină de har, de milă și de îndurare, să spunem împreună cu toții din toată inima: slăvit să fie Domnul. Amin. Mă bucur pentru că Domnul mi-a dat ocazia să fiu împreună cu voi la închinare în această seară. E adevărat că pentru două zile voi fi în zona dumneavoastră și, după cum bine amintea fratele Duțu, pentru că sunteți aproape de inima mea, întotdeauna mă simt bine când vin în mijlocul dumneavoastră, am ales să ne închinăm în această seară împreună, să dăm slavă Domnului. Și pe toți care sunteți în locul acesta, doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. E o premieră pentru mine să vin la voi peste săptămână, joi seara, pentru că de regulă în anii trecuți am slujit doar duminicile, la botezuri, la evanghelizări. Și vreau să vă spun că de regulă noi la asemenea servicii ne mobilizăm și ne organizăm ireproșabil. E normal să fie așa. Dar adevărata fața bisericii o vezi peste săptămână. Acum apreciez că în această seară v-ați prezentat bine, adică sunteți într-un număr destul de frumos,
Și apoi apreciez faptul că sunteți o biserică rugativă, care puneți accent pe rugăciune. În mod special, mi-a plăcut prima rugăciune, insistentă, arzătoare. Îmi doresc din toată inima să vă ajute Dumnezeu și pe voi și pe mine să trăim o viață autentică de rugăciune, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Amin. Deși n-am venit de aproape un an de zile la dumneavoastră, de la Suceava au ajuns cântările înaintea mea. Am văzut că ați cântat o cântare de pe ultimul album a fratelui Puiu Chibici, Pototul în Hristos. Să ne ajute Dumnezeu ca aceste cuvinte mari, memorabile, pe care le-a spus odinioară Apostolul Pavel, să le putem să le spunem și noi, nu numai acum, să le putem spune și în ziua încercării. Și în ziua când toate ușile ni se vor închide în față, să putem să rostim aceste cuvinte pline de esență, de putere, și anume, pototul în Iisus Hristos care mă întărește, pentru că cel care ne întărește pe toți este Domnul oștirilor, binecuvântat să-i fie numele în seara aceasta și în vecii vecilor. Amin. Fratele Duțu m-a provocat să am un mesaj pentru pregătirea de evanghelizare pe care dumneavoastră o aveți. Am înțeles că sâmbătă aveți stabilită și o conferință cu tinerii, având acest subiect foarte amplu și foarte stringent, misiunea. Și fac Dumnezeu ca biserica din Micalaca să fie o biserică misionară. Amin. Mergea un amin mai tare acum, că de voi e vorba. Am citit pasajul acesta pe care n-am nicio îndoială, l-ați auzit poate de zeci de ori. De data aceasta vreau ca să am o abordare diferită legată de subiectul acesta, pentru că spuneam în introducere la început că al Domnului cuvânt este un izvor. Și de la izvor, ori de câte ori te duci ca să iei apă, este rece și proaspătă. Pentru că un izvor adevărat nu seacă niciodată. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. De foarte multe ori intrăm așa într-o stare de rutină, pentru că noi de regulă știm cam ce urmează. Știm că e timp de rugăciune, e timp de cântare, e timp de predicare, se citesc anumite pasaje cu care ne-am familiarizat deja. Și tindem așa ca să ne rupem de realitate și să devenim așa mai moleșiți, să ne ducem cu mintea în orice parte. Eu vreau să vă spun în seara aceasta că de fiecare dată când venim aici, că e marți seara, că e joi seara, că e duminică dimineața, că e duminică seara, că e evanghelizare specială sau nu, e serviciu divin normal, de fiecare dată noi avem de învățat lucruri deosebite, pentru că împreună cu noi, în mijlocul nostru, este marele învățător, Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. De-aia trebuie să fim animați la gândul acesta. Să fim entuziaști din punctul acesta de vedere. Scopul bisericii și scopul nostru, dacă vreți, este ca să pescuim în lumea asta. Amin? Amin. Pescuim. Este scopul nostru. Dacă ne mulțumim că suntem membri într-o biserică și avem un loc așa comod și nu ne pasă de cei din jurul nostru, vreau să vă spun că este o idee și o percepție total greșită. Traversăm o vreme, o perioadă în care, din punctul acesta de vedere al convertirilor, a celor nemântuiți din lumea asta, biserica este într-un declin. Există biserici unde de ani de zile nu s-a mai întors nicio persoană din lume. Botezăm copiii noștri, din păcate nu pe toți, sunt o grămadă de cazuri care se înmulțesc tot mai mult. Copiii care au crescut în adunare și care au luat drumul lumii, au devenit fii risipitori. Și din punctul acesta de vedere, noi suntem într-un declin. Ori Domnul Iisus Hristos
a avut această menire și această viziune nu numai cu ucenicii. Viziunea aceasta este valabilă și este necesară pentru fiecare dintre noi. Pentru că uitați-vă ce chemare i-a făcut Domnul Iisus lui Petru. Nu te teme, de acum încolo tu vei fi pescar de oameni. Marea dramă, marea tragedie este că mor oamenii nemântuiți lângă noi. Și la foarte mulți ne pasă. Ar trebui ca să ardem, să fim niște torțe vii din punctul acesta de vedere și să facem tot ceea ce depinde de noi. Amin? M-am gândit ca să am un mesaj în seara asta pe care l-am intitulat așa. Lucruri necesare pentru o pescuire minunată. Pentru că nu doar ucenicii au avut o pescuire minunată, i-au prins pește, fizic, pește din Marea Galilei. Dar pentru noi îmi doresc o pescuire extraordinară, să prindem pește, adică oamenii mântuiți din lumea aceasta, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin? Și biserica din Michelacă. Și bisericile Domnului din Arad, din România, să devină neîncăpătoare. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Uitați-vă că oamenii ăștia s-au trudit o noapte întreagă și nu au prins nimic. Pentru că de foarte multe ori ne trudim și ne trudim în zadar. Vreau să vă spun că oamenii ăștia erau pescari buni de meserie. Ei din asta trăiau. Nu erau pescari amatori. Erau pescari profesioniști. Dar cu toate acestea, aveau și rateuri, aveau momente când nu prindeau nimic. Și acest moment a fost unul din acele momente. Interesant este că Domnul Iisus Hristos le dă o lecție pe care n-a uitat-o niciodată. Și lecția aceasta e valabilă pentru noi. Eu vreau să spiritualizez în această seară, evident. Dar lucrurile de care au avut nevoie ei atunci și acolo, avem nevoie noi astăzi și câtă vreme trăim pe acest pământ ca să avem parte de o pescuire minunată. Și îmi doresc pentru evanghelizarea din februarie pe care o aveți. Și nu numai. Pentru că noi trebuie să facem evanghelizare în fiecare zi. Amin? Amin. Dacă facem 4 zile pe an, e vai de noi. Noi suntem chemați ca să fim pescari de oameni în fiecare zi. De luni până duminică. Și o luăm de la capăt. Doamne ajută-ne! Între vecini, la locul de muncă, la școală, pe stradă, peste tot. Care sunt lucrurile astea de care noi avem nevoie? Primul lucru pe care l-am observat în pasajul acesta, ca să avem parte de o pescuire minunată, extraordinară, este acesta, să avem o viață curată. Uitați-vă ce spune Scriptura aici. Versetul 2. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele, ce să facă? Să-și spele mrejele. Adică plasele acelea, năvodul de pescuit, mrejele. Pentru că dacă pe acele mreje erau depuse acolo buruieni și mâl, nămol și alge marine, astea aveau menirea ca să fie văzute de pește și peștele să evite efectiv acea mreajă și să nu intre în ea. Dacă vrem ca să fim pescari eficienți, să prindem pește, frați și surori care suntem aici, e nevoie mai întâi de toate să avem o viață curată, amin? Că altfel nu prindem pește. Putem noi să facem evanghelizări non-stop. Putem să aducem noi cei mai buni evangheliști, cei mai buni cântăreți. Putem ca să vorbim de dimineață până seara. Pentru că vreau să vă spun, cuvintele și vorbele și Evanghelia vestită numai verbal este insuficient. E momentul, este timpul, este vremea actualmente ca în primul rând să evanghelizăm cu viețile noastre. Spunea Francisco de Assisi unui discipol de-al său, du-te și vestește Evanghelia peste tot pe unde ajungi.
Dar să folosești cuvinte numai când va fi nevoie, atât, când va fi necesar. Adică, du-te și vestește Evanghelia mai întâi de toate cum? Cu viața ta, cu faptele tale. Asta e foarte important. Că de oratorie, să tui oamenii. De cuvinte bine alese, de predici bine structurate, oamenii să tui. Oratori buni, vorbitori buni, are și lumea asta. Cântăreți buni sunt și în lume, care au conservatorul, care au școli de muzică. Să nu vă gândiți că suntem noi superiori, nici vorbă. Diferența, știți unde se face aici? La viața trăită. Uitați-vă, ați avut și studiu cu familia, am înțeles, foarte bine. Încurajez, militez pentru asemenea conferințe și trebuie vorbite lucruri foarte importante, pe înțeles, pentru că există o debusolare în foarte multe familii și din punctul acesta de vedere. Lucruri care, știu eu, din rușine, dintr-o pudoare, să zic așa, nu se discută. Și este o grozav de mare neștiință din punctul ăsta de vedere. Spune aici tot Petru, și îmi place foarte bine, în prima epistolă care o scrie, capitolul 3, versetul 1, spune așa: tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, care cuvânt? Predicat. Că e scris cu ce mare aici. Să fie câștigați fără cuvânt. Cum fără cuvânt? Prin purtarea nevestelor lor. La noi în adunare avem o soră care se roagă, s-a rugat pentru soțul ei 22 de ani. Nu exista rugăciune individuală pe care o făcea să nu spună: Doamne, mântuiește-mi soțul. Vreau să vă spun că soțul ei era un om de o duritate extremă, rar întâlnită. La noi, în localitate, în sat, avea o polecră, îi se spunea, că acum nu îi se mai spune, pericol. Adică un om care era pornit pe scandal din nimic. Era mai bine când îl vedeai să le eviți. Pentru că dacă îi se părea ceva lui ciudat, că îl privea așa nu știu cum, imediat putea să bage mâna în buzunar, să scoată cuțitul, era în stare de orice. Femeia asta, sora asta, a trăit un adevărat calvar. El când venea cu căruța, pentru că locuia la țară, ea trebuia ca să-l aștepte după poartă, să stea în frig, că atunci când el venea, să-i deschidă porțele, fără să o mai strige: Doamne ferește, el scoboare jos, fac el lucrul ăsta. Ca o sclavă a tratat-o. Însă femeia asta, în fiecare zi, știți ce a transmis lui, soțului ei? Pocăință, evangelizare prin fapte, prin viață. Pentru unul din biserică, după 22 de ani, era aproape imposibil. Erau voci care spuneau: pe omul ăsta nu cred că le iartă Dumnezeu. Anul trecut, când am avut evanghelizare și noi 4 serii, ne-am bucurat pentru că a fost o deschidere extraordinară pentru prima dată. Au venit foarte mulți oameni necredincioși din localitate. Într-una din serii, unul din predicatori a avut inspirația ca la final să facă o chemare la pocăință. Și a spus: dacă este cineva în seara asta care vrea ca să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, să înceapă o viață nouă, să ridice o mână sus. A fost 4 mâini care s-au ridicat, că biserica e micuță, și una din mâinile acelea a fost a soțului surorii noastre. Nu numai că a ridicat mâna, dar bărbatul ăsta s-a ridicat de jos de pe scaun și plângând, hohotind în plâns, a venit în fața amvonului, s-a pus jos și a spus: oameni buni, eu vreau ca din seara asta să-mi predau viața mea în mâna lui Iisus și câte zile mai dă pe acest pământ să le trăiesc pentru El, că am trăit destul pentru lumea asta. Predicatorul nu știa cine e persoana aceea. Noi toată adunarea știam cine e, ce-i cu el,
Biserica plângea, ne rugam lui Dumnezeu, am căutat-o din priviri pe soția lui, pe sora Maria. Avea o față plină de lumină, așa, de împlinire și îi mulțumea lui Dumnezeu. Pentru că după 22 de ani de necaz, de calvar, pot ca să spun, Dumnezeu i-a dat biruință. Pentru că cel care mântuiește, cel care schimbă, cel care transformă vieți și inimi, este unul singur, Iisus Hristos. Dar El o face și prin noi. Amin? Prin noi. Prin noi. I-am dat botezul în 18 decembrie 2016. A venit și îmi spunea, zice, frate Ionic, frate păstor, soția mea mi-a pregătit hainele de 22 de ani, hainele astea de botez, fără să știu nimic, mi le-a pregătit de 22 de ani. Adică femeia asta a știut că va veni ziua când soțul ei va capitula. Pentru că Dumnezeul pe care îl slujește ea este Domnul minunilor. Și ceea ce este cu neputință la oameni, poate Dumnezeu, că așa cântăm, El poate, El poate, eu știu că Domnul, slăvit să fie Domn. Dar așa, așa se mântuiesc oamenii. Curăță mreaja. Că dacă la locul de muncă umbli cu ce nu trebuie, vorbești ce nu trebuie, n-ai cum să convingi pe cineva. Nu se poate mântui nimeni prin tine. Dacă la școală, la liceu, la facultate, ai același comportament ca fetele și băieții din lume, slabă nădejde. Daniel în Babilon și cei trei tineri au reușit acolo să schimbe fața Babilonului și l-au făcut de cunoscut pe Dumnezeu și au înțeles și împărații, chiar și Nebucadnețar la un moment dat, care se considera el Dumnezeu. Au înțeles că tineri ăștia, că oamenii ăștia au un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care merită închinarea, care merită lauda, care are toată puterea în cer și pe pământ. Dar știți de ce? Pentru că oamenii ăștia au avut o viață curată. Știți că Daniel a ajuns în timpul lui Dariu una din cele trei căpetenii care administrau Babilonul. El i-a depășit pe ceilalți doi. Că Dumnezeu i-a dat înțelepciune, la pricepere, în tot ceea ce făcea. Lumină dumnezeiască. Evident, aia au văzut că erau surclasați și au spus, trebuie să luăm măsuri, că evreul ăsta ne lasă în urmă. Prima dată știți unde s-a dus ca să-l cerceteze și să-l poată acuza? Unde? În lucrul lui, în munca lui pământească. Au căutat să vadă, îi găsesc ceva? Însă nu i-au găsit nimic, pentru că în tot ceea ce făcea Daniel era curat, avea o viață curată. Nu a putut ziva. Au zis, numai în religia lui de evreu, acolo găsim ceva. Și au găsit ceva, într-adevăr. Au găsit că Daniel se roagă de 3 ori pe zi. Poate o făcea și la serviciu, sunt convins că se ruga în mintea lui. Dar de 3 ori pe zi deschidea fereastra către Ierusalim, era nostalgia evreilor după Ierusalim, după casa Domnului din Babilon, potrivit Psalmul 137, și când treceai pe lângă casa lui Daniel, se auzeau aceste cuvinte, mare ești Tu, Doamne, nimeni nu-i ca Tine, Tu ești Dumnezeul adevărat, primește gloria, slava, cinstea, Doamne, fii cu mine și azi, ajută-mă să fiu cu adevărat copilul Tău. O, ce har ar fi, că atunci când trec oamenii pe lângă noi, pe lângă casa noastră, să se audă la fel. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deși până la urmă au reușit să le arunce în groapa cu lei, că au lucrat acolo cu lingușeală la Dariu, cu șiretlic, Daniel a stat liniștit. Mai tare s-o frământa Dariu. N-a putut să doarmă, pentru că îl iubea pe Daniel. A înțeles că a fost un tertip folosit de cei doi. Dar au zis el, Daniel e singurul care poate ca să te scape acum, cine-i Dumnezeul tău. Nu a închis un ochi Dariu. M-am întrebat, oare ce a făcut Daniel o noapte cu lei acolo? Cred că s-a împlinit Psalmul 34, unde spune Scriptura, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și îi scapă. Din primejdie, Dumnezeu în noaptea aceea a trimis în groapa cu lei îngerii lui și a închis la lei și ochii și gura și totul. Și Daniel a avut părtășie cu Dumnezeu. Când a venit zorii dimineții, a alergat împăratul și a strigat, Daniele, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? Adică îi mare, așa cum spui tu,
A zis Daniel, a putut, pentru că înaintea lui și înaintea ta eu am fost găsit nevinovat, fără vină. Omul acesta avea viața curată, viață curată. De asta au fost rezultate mari în Babilon. De asta și împărații și tot Babilonul au aflat că Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego e un Dumnezeu puternic care scapă din cuptorul încins de 7 ori, că Dumnezeul lui Daniel te scapă chiar din ghearele și din gura leilor. Dumnezeul acesta este mare. De ce? A fost cea mai puternică evanghelizare, pentru că oamenii ăștia aveau viața curată. În urmă cu 4-5 ani la Voitinel a murit un conducător de adunare. Numele lui a fost Ionel Hura. Avea aproximativ 40 de ani, poate puțin peste 40, nu știu exact 100%. Un om foarte puternic care în viața lui n-a făcut o injecție. Avea un gater, cu asta se ocupa, și când descărca o mașină de butuci într-o zi, un butuc de o tonă și ceva a căzut pe el, pe pieptul lui, și i-a zdrobit pieptul și inima și a murit pe loc. A fost o mare durere și o mare tragedie. Am predicat într-o seară la priveghi. Vreau să vă spun că veneau oameni din lume ortodoxi cu sutele. Nu știam de ce veneau, ce caută atâția oameni. Nu pentru că a fost conducător de adunare la Voitinel. Erau acolo femei văduve, erau acolo oameni necăjiți care plângeau și spuneau, omul ăsta, ăsta a fost un om pocăit. Ăsta mie mi-a făcut gardul, spunea o văduvă. Mi-a dat toată scândura, nu mi-a luat niciun leu, că m-am dus să-i plătesc din pensie, a spus, nu te costă nimic, asta e numele Domnului. Plângeau oamenii din lume după el și spuneau, cu adevărat, omul acesta a fost un om pocăit. N-a trăit mult, dar a avut o viață curată. Nu contează la urma urmei cât trăim în lumea asta. Contează cum trăim. Contează întotdeauna calitatea, amin? Că poți trăi și 100 de ani și 120, tot se duc. Nu contează că trăiești numai 30 sau numai 40 de ani. Important este, frați și surori, să avem o viață curată, amin? Seara asta. Toți care suntem aici înainte de a face evanghelizare, să ne spălăm mrejile, să ne curățim viața. Pentru că aici între noi este prezent mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El în sângele lui să ne spele pe fiecare dintre noi. Amin? Al doilea principiu pe care l-am văzut eu în textul ăsta și important ca să facem evanghelizare eficientă, să avem parte de o pescuire minunată. Auziți? Să pescuim la adânc. Spune aici Scriptura, versetul 4, când a încetat să vorbească, adică Domnul Iisus, după ce a învățat noroadele din corabia lui Simon Petru, că ne-au ales-o să predice Evanghelia, i-a spus așa, depărtează-l adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Peștele nu se prinde la mal, unde apa e până la genunchi. Știți unde se împrinde peștele? Unde? La adânc. Și când au aruncat mreaja, spune aici Evanghelia, au prins-o plină și cu mreaja aceea au umplut 2 corăbii care se afundau sub povara peștelui. Mare pescuire! Slăvit să fie Dumnezeu! Mi-aș dori ca de asemenea pescuire să avem parte și noi. Amin? Ei, de la adânc? Ce înseamnă la adânc? Înseamnă să intrăm în mijlocul oameni, nu să stăm pe margine. Știți că noi vorbim și ne rugăm de foarte multe ori, mai aud așa în rugăciune, avem dorința asta, Doamne, mai cercetează orașul nostru, mai cercetează țara noastră, mai fă o trezire și lucrează cum ai lucrat și cum a avut loc trezirea din Samaria. Dacă să aibă loc trezirea aceea din Samaria, a trebuit acolo să-și facă partea și treaba, știți cine? Domnul Iisus. Pentru că de regulă evreii, nu numai că nu intrau în Samaria, dar nici măcar nu agreau un samaritean să-l privească, să vorbească cu el. Știți când fariseul
a venit la Domnul Iisus ca să-L ispitească și i-a zis așa, ce să fac să moștenez viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, cum citești în lege? Care este cea din tâi poruncă din lege? Și ăsta a spus-o, cum rostim noi Tatăl nostru? Tot așa a spus-o, la perfecție. Ascultă Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și spune Domnul, fă așa, împlinește legea asta, când ea e cuprinsă poruncă în porunca asta și legea și prorocii și vei fi mântuit. Dar el, ca să se îndreptățească, a pus întrebarea asta, bine, bine, și cine e aproapele meu? Și în contextul acela, Domnul Iisus rostește pilda samariteanului. V-ați știți, nu mai dezvolt eu acum. O trecut pe lângă cel bătut, lăsat în praful drumului, aproape mort, și preotul, și levitul. Și-o venit al treilea, samariteanul. După ce Domnul Iisus o prezenta ce a făcut omul ăsta, îi pune această întrebare, zice, din ăștia trei pe care ți-am enumerat eu, care ți se pare ție că a demonstrat, a dat dovadă că simte că iubește pe aproapele? Ce-a zis fariseul? Samarii? N-a zis. Păi își pângărea buzele. Vă dați seama, nici măcar atât. N-a rostit samariteanul. I-a fost greu să spună samariteanul. Zice, cel ce și-a făcut, mil. Numai să nu-i spună numele. Știi, când ai cu cineva un conflict și nu-l agrezi, și nu vrei ca să-i spui numele, îi spui ăla, zice ăla. De ăla are un nume, nu? Ăla nu e ăla. Îl cheamă cumva. Nici măcar atâta nu i-a spus numele. Zice, cel ce și-a făcut milă cu el. De unde să fie trezire în Samaria dacă ăștia nu intrau deloc? Ei, Hristos a intrat acolo între ei și a stat de vorbă cu cine? Cu cea mai păcătoasă femeie sau una din cele mai păcătoase femei din Samaria. Lângă fântâna lui Iacov. Și iar știți ce spune acolo Evanghelia după Ioan, capitolul 4, timpul ne presează și vreau să am toată predica, așa ca să știți principiile astea clare. A vorbit cu ea, a evangelizat-o, i-a spus, a confruntat-o cu trecutul ei, cu prezentul ei, i-a spus adevărul fără menajamente. Și dacă la început i-a spus, cum îndrăznești tu, iudeu, ca să ceri apă de la mine, l-a luat așa la pertu, fost obraznică cu el, când a văzut că Domnul Iisus Hristos vorbește de apa vie, ea numește Domn, zice, Doamne. Și când îi spune adevărul profund al vieții ei, starea ei de păcătoșenie în care se afla, zice, Doamne, văd că ești proroc. A plecat în cetate și a spus, veniți ca să vedeți pe cineva care ne-a spus tot. Toată viața mea ne-a descoperit toate tainele, toate lucrurile. Și-au venit acolo samaritenii. Și Domnul Iisus Hristos i-a evanghelizat, le-a vorbit în ziua aceea. Și în Samaria a avut loc o trezire puternică. De ce? Că Hristos a intrat între ei, o pescuit la adânc. Ei, cam așa trebuie să facem și noi. Amin? Sunt comunități de țigani astăzi mântuiți, cum e Toflea. Mii de oameni. Fost la ei acum câteva săptămâni la Toflea. Fac o biserică de 3.000 de locuri. Cea mai mare din România. Sunt 5.000 de țigani pocăiți. Bineînțeles că sunt răsfirați în toată țara și în toată Europa. Acum că e criză, nu mai se vând costumele Hugo Boss, Giorgio Armani și parfumile. Dar ei spuneau altă variantă. Zice, pe noi Dumnezeu ne-a trimis în afară ca să facem bani, să luăm lira de la regină. Ne-o dă de bunăvoie, că au câte 10-12 copii și dă ajutor social. Zice, cu zeciuiala, cu banii, să facem templu, să facem casă de rugăciune. Că noi nu să facem dita mai căsoaie de rugăciune. Zice, și aici un plan al lui Dumnezeu. Ei, dacă asemenea treziri de proporție au avut loc pentru că au fost oameni care au intrat acolo între ei, nu a fost ușor să intri în țigănie lor acolo. Fost oameni români, frații, evangheliști, care au mers sau au dormit cu ei că la țigan, dacă nu stai la masă cu el, poți să-i spui tu de Hristos. Dacă tu stai așa parfumat, priat și spui, nu, eu nu mănânc, eu postez. Dar cât postez, băi? 3 zile? Postul lui Estera?
cu el sau cu ei ești prieten când stai la masă cu ei, când ai părtășie, când nu ți-e rușine, când nu te jenezi, când te rogi cu ei, când le vorbești pe limba lor. Trebuie să intre cineva acolo. Ei, odată când o trimis Domnul Iisus Hristos într-o altă cetate de-a Samariei, ca să-l primească, să-l găzduiască, ei nu au vrut. Și fiii lui Zebedeu au găsit soluția cea mai ușoară la îndemână. Ioan și cu Iacob, ce-o zis? Doamne, să se coboare ce? Foc din cer și să-i mistui. La ei era problema rezolvată. Adică nu mai complicăm noi și evanghelizare. Coboară foc, acum iarde așa de vii ca pe șobolan și am rezolvat problema. A zis Domnul Iisus, voi nu știți de ce duh sunteți? Pentru că fiecare suflet, fiecare om, înaintea lui Dumnezeu, are o valoare imensă, incomensurabilă, slăvit să fie Domnul. Fiecare suflet. Un suflet e mai valoros decât lumea asta. Că ce a folosit un om să câștige toată lumea asta dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul lui? Pescuiți la adânc. Intrați în mijlocul oamenilor. Vorbiți-le pe limba lor. Mergeți în mijlocul lor. Faceți evanghelizare. Discutați cu ei. Avem un frate la noi în adunare care e fierar, lucrează de toate. Ce trebuie la țară? Merge la oameni, vin oameni la el, are o relație foarte, foarte bună și de foarte multe ori nu le ia bani și spune, cât mă costă? Nu te costă nimic. Vină la evanghelizare. Pe lângă faptul că le spune despre Domnul Iisus Hristos, vorbește din Biblie, că toată ziua citește în Biblie, mai ales seara, acum iarna nu prea lucrează, că e frig, ei, zice, nu te costă nimic, și e vorba de 2 milioane, de 3 milioane, zice, nu te costă nimic. Vino și tu la evanghelizare. Ei, cam de asemenea oameni are nevoie Iisus Hristos în vremea asta să-și lărgească împărăția, amin? Dacă stăm așa pe mal, unde apa numai așa ne udă un pic, cum o dat la vârful unghiilor și ne retragem înapoi, domnule, e greu. E apa mare, valuri mari, sunt mari. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari este Hristos Domnul. Împreună cu noi este El, amin? Lângă noi, umăr lângă umăr și împreună cu El avem biruință de plină, amin? Că Dumnezeul nostru este mare, glorie Lui în vecii vecilor. Al treilea principiu, că și timpul se duce, ca să avem parte de o pescuire minunată, extraordinară, este smerenia. Zice aici Scriptura în versetul 8, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, care lucru? Că ei s-au chinuit toată noaptea, nu au prins nimic și de data asta au umplut amândouă corăbile și au dat seama că acolo este o minune, de-a dreptul. S-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. El și-a dat seama că pescuirea asta minunată n-a avut loc datorită inteligenței lui, datorită înțelepciunii și priceperii lui, că doar toată noaptea s-o chinui și nu a prins nimic. A înțeles că binecuvântarea asta i-a dat-o unul singur, numele lui este Iisus Hristos. A zis, nu-i meritul meu, nu eu am vreun merit, eu slab, sunt păcătos, sunt nimic, cel care este totul. Este Hristos Domnul, din toată inima să spunem slavă Lui în veci. Uneori când avem așa câte un succes în lucrare, avem impresia că noi suntem ceva, ne înșelăm singuri. Văd astăzi evangheliști care au impresia că totul se învârte în jurul lor. Domnule, așa mi-e de aglomerat agenda, zice, văd oamenii că supărați, domnule, că și anul trecut i-am refuzat și anul ăsta, zicea unul, așa, zicea mare, grozav. Zice, adică totul se învârte în jurul lui. Mână de țărână ce ești, atât ești. Biblia spune foarte clar, Dumnezeu celor smeriți ce le dă? Har! De asta nu-i har de multe ori în predicare, în cântare, nimic. Pentru că avem orgolii, pentru că suntem plini de eu, plini de sine. Uitați-vă la Apostolul Pavel, uitați-vă la Petru. Când Petru, încep cu el, când Petru predică în ziua cinzecimii,
Și omul ăsta se smerește. După tot ce s-a întâmplat, după experiența nefastă cu lepădarea de Domnul, după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, tot la Marea Tiberiadei, vine peste el puterea Duhului Sfânt și spune să știe bine, dar toată casa lui Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a înviat, Hristos a înviat, El este viu în vecii vecilor, El stă la dreapta lui Dumnezeu și într-o bună zi va veni ca să judece lumea asta cu slavă, cu măreție. Și străpunși în inimă au strigat iudeii în ziua aceea, fraților, ce să facem? Și Petru spune, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și în ziua aceea s-au convertit aproape 3.000 de suflete. Și n-a fost o lucrare singulară, izolată așa. Dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, zice Scriptura că Dumnezeu în fiecare zi adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dar de ce? Pentru că oamenii ăștia trăiau într-o smerenie absolută. A noastră e smerenia și a lui Dumnezeu este slava. A noastră este umilința, a lui Dumnezeu este gloria și puterea și cinstea. Amin? Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Uitați-vă la Apostolul Pavel, câtă modestie, câtă smerenie. A fost răpit până la al treilea? Ce revelație! Nu s-a bătut cu pumni în piept să spună, băi, oameni buni, pe care se poate pune cu mine? Care mai a avut parte de așa ceva? Care mai a văzut al treilea cer să vină lângă mine? Atâta smerenie a avut încât a spus, cunosc un om care în urmă cu 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Că Dumnezeu dă revelații, Dumnezeu dă putere, Dumnezeu dă biruință la cei ce se smeresc, la cei mândri, Domnul este împotrivă. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Nu suntem nimic. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. S-a smerit de la naștere și până la moarte. Și încă moarte pe cruci. Când au venit magii din răsărit, să știți că steaua n-a mers la casa lui Irod, la palatul lui poleit cu aur. Steaua avea mersul ei. Acolo s-au dus magii după logica umană, după mintea lor, după gândirea lor, pentru că au spus dacă e vorba de împăratul lui Israel. Păi în mod normal ăsta trebuie să se nască unde? În casa împărătească. Au plecat la Irod și au pus întrebarea asta, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Matei, capitolul 2. Când aude Irod întrebarea asta, s-a tulburat. Și spune Biblia, împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Iisus nu era acolo. Dar unde s-a născut Iisus? În Betleemul din Iudeia. Într-un grajd, într-o iesle. Acolo s-a născut, nu într-un palat regal. Măcar că a lui și cerul și pământul. A lui este totul, slavă lui. Ce a vrut să ne transmită Hristos în ziua aceea? Nu contează ce ai în lumea asta. Contează întotdeauna cine ești. Pentru că el și acolo, în grajd, acolo într-o iesle, era tot Fiul lui Dumnezeu, tot Domnul Domnilor. Tot el. Asta contează. Când a intrat în Ierusalim, a intrat călare pe mânzul unei măgăriți. De regulă împărații intrau așa însoțiți de alai, călare pe armăsari, bine spălați, bine îngrijiți, cosuită după ei, pe măsură. Hristos intră călare pe mânzul unei măgăriți. Pentru că în toate lucrurile Domnul Iisus s-a smerit, spunea Apostolul Pavel, El s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Vreți rezultate în evanghelizare? Vreți ca Dumnezeu să dea ușă de cuvânt la predică? În evanghelizarea pe care o facem personal, gură către gură, să fie rezultate? Smerenie, smerenie. Nu noi, El totul. Amin? A Lui este totul. A lui Dumnezeu, a noastră să fie smerenia, a zis Petru, nu abilitățile mele, nu măiestria mea,
Pentru că eu m-am trudit o noapte întreagă și n-am prins nimic și acum am aruncat odată mreaja și plină cu pește. Aici e mâna lui Dumnezeu, zice, du-te de la mine, Doamne, că sunt păcătos. Asta sunt un păcătos. Doamne, nu suntem nimic. Încă o dată în seara aceasta aici la Michalacra declarăm, Iisus Hristos este Domnul. A Lui este toată puterea, amin? Și al patrulea principiu, și ne rugăm. Dacă vrem ca să avem parte de o pescuire minunată, e nevoie de sacrificiu total, amin? Sacrificiu, de mult sacrificiu. Sacrificiu și jertfă. Zice Scriptura aici, versetul 11, după ce Domnul le-a făcut această chemare lui Petru, dar nu numai, și celorlalți, ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Păi asta înseamnă sacrificiu? Nici măcar n-au stat să mai valorifice peștele. Că nu de multe ori în viață sunt întâlniți cu atâta pește. Putea să spună, Doamne Iisuse, stai așa un pic, noi avem familii, nu? Putea să spună Petru. Lasă-mă întâi să mă duc să vând peștele, că din asta trăiesc, eu n-am bani pe card. N-am. Dacă e vorba să merg după tine, să te slujesc, să te urmez, sunt gata să o fac, dar las ceva, las familie la adăpost mai întâi de toate și apoi te urmez pe tine. Însă spune Scriptura, au fost gata ca să lase totul. Și asta se numește sacrificiu. Trebuie să lăsăm multe. Eu ca să vin la voi, eu trebuie să las familia. Am acasă o scumpă de fetiță de 7 luni. Cel mai greu e să mă despart de ea. Deja începe să spună tata. Interesant că primul cuvânt n-a spus mama, tata. Stai în folosul meu. Când văd bagajul la ușă de multe ori, mi-e greu să mă duc. Fost în Spania vreo 10 zile, campanie de evangelizare peste tot, am dormit azi noapte 4 ore. În seara asta, la un moment dat, tremuram de oboseală. Dar ceva din mine îmi spune, du-te în față. Pentru că este o vreme prielnică pentru semănat. Și nu aștept de la oameni nimic, nici măcar aprecieri. De foarte multe ori culegem numai vorbe, numai bârfe. Dar asta nu mă face să capitulez. Pentru că știu că răsplata într-o bună zi nu mi-o dau oamenii, mi-o dă Hristos Domnul. Că Petru spune la un moment dat că evreul e tot evreu, a zis-l, Doamne Iisuse, noi pentru tine am lăsat cât? Am făcut sacrificii. Nu putea să uite nici corăbile astea două pline de pește în port. Am lăsat pentru tine familii, afaceri, holde, negustorii, tot ce am avut, prieteni, tot am lăsat. Ce primim noi în schimb? Și a spus Domnul Iisus, Petre, tu, voi și nu numai. Oricine lasă pentru mine ceva, un lucru, primește în veacul ăsta, însudit. Au dat ăștia de la Caritas de 8 ori, dar scurtă vreme. Dumnezeu dă însutit, care de unde? A Lui este totul. Și în veacul care vine, cel mai important lucru, va primi viață? Vești. Dacă ceva mă motivează în vremea asta, e răsplata pe care cred din toată inima, că într-o bună zi mi-o va da Iisus Hristos. Da, e nevoie de sacrificiu. Probabil ați auzit despre David Livingstone. A fost un mare evanghelist, un mare om al lui Dumnezeu, un englez care a făcut medicina. Ar fi putut ca să trăiască, să lucreze într-o clinică, într-un spital la Londra și să trăiască în confort, în uzură. Pentru că dintotdeauna doctorul a dus-o bine. Numai că omul ăsta într-o bună zi a spus, eu vreau să mă duc să-L vestesc pe Iisus. Și a-L vesti pe Iisus, asta a vrut el, să fiu pescar de oameni, necesită sacrificiu. Lasă confortul, lasă Londra, se duce în Africa
Și printre oamenii aceia, pe care nu-i caută nimeni, au început să-i caute el. Să le vestească Evanghelia? Nu numai atâta, să le vestească Evanghelia, să-i îngrijească, să-i trateze de malarie și de fel și fel de boli, să-i opereze, să se roage cu ei, să le spună că Iisus Hristos este Domnul, a ajuns într-un timp ca să mănânce rădăcini și iarbă. Un prieten de-a lui l-a întâlnit pentru că a făcut o expediție acolo și când l-a văzut, avea sub 50 de kilograme. Era pe moarte. Și a spus, David, tu trebuie să vii la Londra. Tu aici te pierzi, tu aici mori. Finalul tău ăsta e moarte. I-a dus conserve, alimente, mai primit pentru o vreme, a putut să meargă în față. Omul ăsta în fiecare dimineață se ruga cel puțin 4 ore. În dimineața în care a murit, trecuse 4 ore și localnicul, băștinașul, slujitorul lui apropiat, îl aștepta la ușa cortului. Când a văzut că a trecut mai mult de atât, o deschis așa, s-a uitat, a văzut că David Livingstone stă tot pe genunchi și se roagă. Și mai trec vreo 2 ceasuri și a dat seama că ceva se întâmplă și când s-a dus lângă el și a pus mâna pe el, era țeapăn. Omul acesta murise, dar murise pe genunchi. L-a reprezentat, pentru că așa după cum a trăit toată viața, așa a și murit. A murit pe genunchi, s-a sacrificat și prin el mii de oameni s-au întors la Iisus Hristos. Mare pescar a fost. Dă-mi voie să te întreb în seara asta prin tine, cât s-au întors la Domnul? Poate în ziua judecății vecinii tăi și colegii tăi de școală te vor acuza și vor spune, odată nu mi-ai spus despre Iisus? Mama mea a auzit Evanghelia printr-un frate de acolo, din satul apropiat, un pantofar. Nu era predicator de Angola. Ajungeai la pantofar vrând nevrând, că nu era ca acum 20 de perechi de vară și 20 de iarnă. Aveai o singură pereche, într-un caz fericit, de iarnă și una de vară. Să-ți schimbe fețele, să ți-i coase, să ți-i lipească, mă rog. Și omul ăsta care avea 12 copii, o familie numeroasă, o căsuță modestă, toată ziua sta lângă calapot, acolo lucra. Făcuse așa și un fel de cocoașă în spate de la stat a plecat. Și când pleca mama lui, el spunea, știi că pentru tine a murit Iisus Hristos? Nu vrei să te pocăiești, nu vrei să schimbi viața? Că viața asta trece, asta nu-i viață. Viața adevărată e viața veșnică. Spunea mama, aceste cuvinte treceau prin mine. Când pleca acasă, pleca plânsă toată. Dar cuvântul așa o cerceta încât peste câteva zile durea să se întoarcă înapoi. Nu mai avea pantofi, lua de la mama ei, de la surori, de la vecini, să mai audă o dată Evanghelia. Pentru că omul ăsta a fost unul din cei mai mari vestitori din zona noastră. Când a murit la mormântarea lui, 2 sate au fost. Și toți spuneau, a fost un om pocăit, am pierdut un mare om de valoare din mijlocul nostru. Ești gata de sacrificiu? Doamne ajută-ne! Lucruri necesare ca să avem parte de o pescuire minunată. Și acum vrem ca să intrăm în rugăciune. Amin? Am înțeles în seara asta că e nevoie în primul rând ca să spălăm mrejile. E nevoie ca să spălăm viața noastră. Nu putem ca să evangelizăm, nu putem să misionăm dacă nu avem o viață curată. Doamne Iisuse, te rog în seara aceasta, lasă sângele Tău să spele viețile noastre. Avem nevoie apoi să pescuim la adânc. Nu să stăm pe mal și să spunem la alții, bagă-te mai la adânc, acolo-i pește. Să intrăm la adânc, în mijlocul lumii acestea care se pierde. Și acolo întrei ca Iisus în Samaria, să le spunem la toți că Iisus Hristos e Domnul, că sfârșitul este aproape, Maranata, Domnul nostru vine. Asta trebuie să o facem noi. E nevoie de smerenie. Și atunci când sunt rezultate, spunem, Doamne, nouă nimic. Nu nouă, Doamne, ci numelui Tău, toată slava, toată gloria, toată cinstea, pentru că Tu ești vrednic, mielul este vrednic, amin? Și apoi e nevoie de sacrificii, e nevoie de suferință, de jertfă de foarte multe ori, dar să știți că se merită, amin? Este cea mai bună investiție. Într-o bună zi, ne întâlnim cu ce am lucrat
Ca noi să devenim copiii Domnului, a fost nevoie să sufere Hristos. A trebuit să stea pe cruce între cer și pe și pământ. Și spunea Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu ce? Cu suferință. N-a deschis gura deloc ca oai înaintea celor ce o tund, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. De ce? Pentru că Hristos știa că în felul ăsta va fi o sămânță de urmaș, un popor, un neam care să-i poarte numele, dar a trebuit plătit un preț, a trebuit suferință. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim oameni care să fim dispuși la suferință. Amin? La jertfă, la sacrificiu. Vă invit să vă ridicați în picioare și motivați de aceste gânduri să stăm înaintea Domnului. Mor oamenii lângă noi și ar trebui să ne doară. Vrem ca să evanghelizăm nu 4 zile pe an, 4 serii, aici în locul ăsta, că e prea puțin. Aradul are nevoie să fie evanghelizat. România, Oltenia are nevoie de evanghelizare, amin? Lumea asta are nevoie de evanghelizare. Doamne, ajută-ne să fim pescari de oameni. Doamne, ajută-ne ca să lucrăm pentru Tine, Doamne. Anul 2017 să fie anul mântuirii, amin? Amin. Dumnezeu să facă să clocotească România asta. Amin. Și cât mai mult să se întoarcă la Iisus. Dumnezeu să aibă milă de soții, de soțiile noastre de mântuite. Dumnezeu să se îndure de fii risipitori. Doamne, lucrează și în privința asta, amin? Intrăm în această rugăciune, ne închinăm înaintea Domnului și Duhul Sfânt să miște adunarea. Duhul Sfânt să ne mobilizeze, să ne motiveze și toți de aici, de la mic la mare, să fim pescari de oameni eficienți. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvintează-ne, suntem la rugăciune.